Municipalitatea Sibian a anunțat miercuri că începând cu data de 1 aprilie, tronsonul închis al străzii Octavian Goga, respectiv portiunea ce trece între Sala Transilvania și stadionul municipal, se redeschide. Este vorba însă despre o singură bandă de mers, totodată de la aceeași dată pe calea Dumbrăvii, între piața Aurel Vlaicu și strada Dimitrie Anghel, nu se va mai circula în dublu sens. Amalia Roman este în prezent unul dintre cei mai populari influencer din Sibiu, având peste 22.000 de urmăritori. Amalia are o pasiune nemărginită pentru călătorit, explorat și descoperit. Amaliei îi place să promoveze Sibiul, postând aproape zilnic poze din oraș. Consideră totodată că Sibiul este un oraș descoperit de prea puțini oameni și lucrează constant la promovarea acestuia. Amalia caută întotdeauna metode de a interacționa cât mai mult cu comunitatea și de a le veni în ajutor. Aceasta fiind rețeta succesului din punctul său de vedere. Un bărbat care se plimba cu bicicleta a fost agresat de câini în zona Troiței din Șelimbăr. Omul tranzita câmpul pentru a ajunge în oraș și la un moment dat dulăii l-au atacat. Acesta spune că este nevoie să se ia măsuri, fiindcă pericolul este foarte mare. Autoritățile au acționat frecvent în această zonă, fiindcă problema este mai veche. Agenții de la poliția locală spun că vor cerceta zona împreună cu firma de ecarisaj în cursul zilei de joi. Am decis împreună cu familia că ne asumăm această abordare și s-a întâmplat cu câteva luni înainte de alegeri. Cred că au fost 6 luni de zile, deci viața mea s-a schimbat. Îmi place să mă achid de obligațiile pe care le am și când zic un lucru să mă duc până la capăt. Am fost învățătoare, am început, sunt absolventă de liceu pedagogic. Deci da. Prima meserie pe care ați avut-o, de fapt, a fost învățătoare, nu? Unde așa ați, este. Unde am predat la școala 17 și urmă la școala 1, școala specială, care acum este în subordinea noastră. Da. Ai atins un punct foarte sensibil. Dacă fac pasul ăsta și plec dintr-o profesie la care țin și unde extraordinar, da, și care mă împlinește, sufletește și este ceea ce mi-am dorit tot timpul, atunci trebuie să o fac pentru un lucru care să conteze. Acesta este proiectul pentru care merită să îmi sacrific viața profesională, viața personală, pentru că pe plan personal este un sacrificiu pe care nu îl înțelege multă lume. Oare merită așa totuși să n-ai viață de familie, să n-ai viață personală, să fii tot timpul atacat din toate părțile? După care am intrat și într-un ansamblu profesionist de dansă populară. De aici din Sibiu? Da, de aici din Sibiu, Dumbrava Sibiului. Am fost în turnee în străinătate, am fost în America atunci când au fost Jocurile Olimpice. O să fiu foarte sinceră cu dumneavoastră. Deși se zice că da, pentru că am auzit abordări de genul acesta, că e foarte important pentru doamna președintă, să știți că nu. Deși nu par, sunt și gurmandă și consumatoare de vin și de vin roșu.